Fiat. Acest titlu este pentru acest videoclip, care este o sumă, o suită de reclamații la PNA, DNA, RO, COM, trebuie de astea. Ce vreau să vă spun? Păi, n-am nimic de scris acum. Avem așa, vreau să vă spun ceva. M-am uitat pe pagina lui Daniel Toma. Vă spun că este un hiat. A trebuit să vin să fac ceva pentru că nu mai pot. Sunt pe WC-ul, cred că de marți sau miercuri, sau cel puțin joi, și acum e duminică. N-am mai știut de biserică, nu mai știu de nimic. Eu petrec viața pe WC-ul, fără să mănânc, am în mine o stâncă lipicioasă. Scot cu degetele, altfel nu se poate. Și încă cât capul meu. Și fac de martiru pentru că el e șmecher. El e spir, nu? Daniel Toma. Apoi l-a ajutat unul Daniel Plăcintaru, că vezi, Doamne, i-am spus plăcintă, așa îi spuneam în școală. Și trebuie să spun că și tatăl meu îi prea... De ce îmi dă el să mănânc ce îi dă Toma pentru mine? Că a făcut așa și cu Grigore. Și am mâncat și o travă, mi-a dat, deci și tata trebuie scos la întrebări. Și apoi, al mai departe, primarul Marcel Adrian Goia, fostul primar, sau așa-l cheamă, din Hațeg, județul Hunedoara, e pe lista de prietenie cu Daniel Toma. Ce caută ei unul cu altul? Unul e PIMP și interloc și dealer, prieten cu un fost primar. Și primarul actual, cum Dumnezeu îl cheamă, Tiberiu Poșcasu, nu știu cum îl cheamă, ăsta de acum, în 2022, și ăla e prieten cu Toma. Deci ăștia doi, fostul primar și primarul, trebuie luat și la întrebări, că cum vine asta, tu ești funcționar public și ești prieten cu cei mai nebuni interlop. Hai că dacă era prieten cu Ceachi, nu mai înțelegeam, dar cu Toma, mă. Toma pe mine mă chinuie cam din martie 2021, știi, cam lovele. Și atunci să ia că el e pocăit, că el e de toate, știi? Au. No, apoi mai este un tip. Eu când am stat la bloc, la casa părintească, fost alegerile la un moment dat și au venit la mine bărboni. Ăla de stă pe scară cu mine, cu doamna Udilă, cu doamna de la ADAS, cu mai mulți. Și zice că uite, nu vrei să votezi și tu cu noi, cu poliția, să fie bine, să vină domnul Goia. Eu am zis, domnule, eu sunt apolitic, eu n-am votat. Nu vreau să votez. Bine. Și după aia au început efectiv să stea unde a stat înainte de Valeriu. Lăsau ușa deschisă, probabil că știe ce îmi făcea mie, nu? Nu? Lăsau ușa deschisă, după aia nu știu ce să trebuie din astea pe acolo. Și la un moment dat, scara, Udilă, toată trupa aia de babeturi, s-a înțeles să aibă o femeie pe scară. Era de lângă el, vecina aia de la, dintre Gaveliță și el, Gaveliță și de Valerie, cum ar fi la garsonieră, unde a stat doamna Natasha. Și acum stătea un tip care a murit, de la avea un câine și stătea cu o femeie. Și femeia trebuia să spere pe scară. Fiecare trebuia să plătim 7 lei și eu nu aveam 7 lei. Eu plăteam taxele și nu aveam nici de mâncare. Nu aveam bani. Și am spus, doamna Udilă mi-a spus odată, mai ce an era asta, și nu am. Și l-a trimis pe polițistul la mine să-mi torcheze sau să recupereze 7 lei. Am spus, doamne, nu am, vorbesc cu tatăl meu, nu am. Și zice, ce, că eu altă dată nu mai urc. Aia au fost toate evenimentele alea, mor tot, deci din 2013, eram orfan și vai de capul meu, mor închis la ZAM, mor închis 6 ani, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, păi câți ani toate, că sunt 9 ani, sau câți or fi, eu nu știu, 9 am numărat, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Nu, 8 ani. No. Așa că eu vreau ca cele ce le-am spus să fie cercetate penal. Ce caută Goia cu
Tiberiu sau cum îl cheamă pe ăsta acum, să fie prietenii cu... Uitați-vă la lista de prieteni la Daniel Toma. Îți iei prieteni cu Toma, ăla e nebun, mă. Și face crime. No, atât v-am spus. Și vezi că uite, trece unul pe aici, ăla care zice de Feniță, Lubeniță, deci Lux, Beta, Vide, Lube. Deci nou, nu ne place antisemit.